Sezonul cald aduce pe lângă plimbări și distracție înclisura Dunării și pericolul șerpilor veninoși. Serul antiviperin nu se găsește însă în toate spitalele, iar administrarea lui trebuie realizată în cel mult 2 ore de la mușcătură. Viperele cu corn sunt tot mai prezente în clisura Dunării și băile Herculane, iar 2 oameni au fost deja mușcați de astfel de vietăți. Unul dintre ei este un minor de 14 ani, iar celălalt un bărbat ce tăia lemne într-o pădure. Oamenii au fost salvați pentru că au ajuns la timp la spital. Mai avem 2 seruri în farmacia Upului. În ultimele 2 săptămâni s-a prezentat un copil în vârstă de 14 ani cu o plagă mușcată la nivelul mâinii stângi, deget 2, la care s-a administrat acest ser conform protocolului de administrare. În cadrul CPO au fost 2 mușcături de viperă, una la un copil care ulterior a fost trimis către Drobeta Turnu Severin, către secția de pediatrie, chirurgie pediatrică, iar celălalt caz a fost un tânăr la care chiar eu am asistat. A fost mușcat de o viperă, căruia i-am administrat serul antiviperin, chiar aici eu m-am ocupat de această treabă. Serul antiviperin este bine de administrat în maxim 2 ore de la momentul mușcăturii. După 2 ore nu mai are nicio valoare administrarea serului antiviperin. Care este pericolul? Ce probleme pot apărea? După 2 ore problemele pot fi fatale. Apare necroză la locul mușcăturii, după care trebuie intervenit chirurgical. Chiar starea pacientului se poate deprecia. Pentru multe dintre unitățile medicale, prețul serului este considerat ridicat, astfel că unele spitale nu își permit achiziția acestuia. O fiolă de ser antiviperin costă în România circa 500 de euro. Am avut 8 doze de antiviperin. O doză, din fericire, s-a folosit în bine pentru pacient și pacientul este în regulă, este acasă, nu a avut niciun efect nici advers al vaccinului și nici datorită mușcăturii al viperei cu corn și este în regulă. Mai avem 7 doze de antiviperin. Pot să spun că am vorbit și cu directorul direcției silvice Mehedinț și am informat că avem dotare pentru că ei sunt foarte expuși în acest domeniu și mai ales în această perioadă. Sunt spitale care nu își permit. Deci gândiți-vă, în primăvară să achiziționez o doză de antiviperin undeva la aproape 2000 de euro este extraordinar de mult în condițiile în care în anul trecut noi chiar discutasem că ne-am luat măsuri de precauție și am adus din Serbia până la urmă acest antiviperin, pentru că acolo era prețul maxim 16 euro. Dar, din păcate, acum nici în Serbia nu se mai produce. Suntem așa un pic într-o zonă, într-o plasă de păianjen în care, din păcate, România exportă veninul și noi după aceea importăm ca țară din alte țări antiviperinul gata preparat. În general, viperele cu corn fug de oameni, dar există și situații în care îi atacă. Oamenii locului spun că turiștii trebuie să fie vigilenți, în special la încălțăminte, mai ales dacă pornesc în drumeții. Vipera cu corn se întâlnește în județele Mehedinț, Caraș, Severin și Hunedoara și prefer într-adevăr zonele karstice, zonele cu stâncărie la zi, dar și cu tufărișuri. Să meargă pe traseele marcate, care de cele mai multe ori sunt și bătătorite și astfel prezența oricărei specii de reptile este vizibilă. Să aibă încălțăminte adecvată. Nu încurajăm absolut deloc practicarea turismului cu încălțări de genul papucilor sau sandalelor. Și, bineînțeles, atunci când se așează, să aibă grijă unde se așează, pentru că trăim într-o zonă de arie naturală protejată, deci speciile pot fi prezente nu numai vipera cu corn și alte specii și atunci trebuie să avem grijă, bineînțeles, unde ne punem. Vipera cu corn este cea mai periculoasă specie de pe meleagurile noastre. Poate fi recunoscută după faptul că este cel mai mare șarpe de la noi, atingând chiar și 1 metru lungime.